Asum pe zen, pe vești bune, pe aloha, freedom, senatorii și pușcăria și egal love. E, foarte bine, lasă să aibă grijă și de oamenii ăia cineva, că azi ești sus, mâine jos, la celula 13. Senatul, la inițiativa unor parlamentari PSD, de ce nu mă miră, au decis ca bieții oameni care ies din pușcărie să primească din partea statului îmbrăcăminte, medicamente, hrană și transport gratuit. Aleluia, frate! Și nu doar la plecare, ci 3 luni de zile! Generos stat, mai avem, frate! A, vouă trebuie să vă mulțumesc pentru acest gest frumos, că voi, adică noi, suntem statul, din banii noștri se dau pomenile, ajutoarele sociale. Senatorii PSD doar decid cum să cheltuiască bănetul din impozite, că noi plătim așa ceva, nu ca deținuții. De asta vă spun eu, un gest de mare mărinimie să avem grijă de aproapele nostru, chiar dacă aproapele nostru a fost prea aproape de tine cu mâna lui fix în poșeta ta. Sau prea aproape când ți-a dat cu ranga în cap pentru 10 lei amărâți. Să nu săriți acum cu gura, că în loc să le dea pușcăriașilor, statul mai bine ar avea grijă de bolnavi din spitale. Să fim realiști. E dur ce vă spun, dar realist. Bolnavii oricum vor muri dacă sunt tratați în spitalele noastre, nu? Ce rost are să aruncăm banii pe ei? Statul gândește pragmatic, nu e duios și nostalgic, precum ochii lui Dragnea a țintit spre Irinuca. E ca ochii lui Dragnea a țintit spre Iohannis. Îi fixează bregata, bine, și funcția. De altfel, deținutul a devenit noul model de cetățean al României centenare. De 2 ani de zile se vorbește doar despre drepturile lui, despre eliberarea rapidă a lui, despre norma lui de hrană, despre spațiul și confortul lui. Și acum iată și despre banii de drum, hainele, mâncarea și taxiul pentru pușcăriași. Și ei chiar merită. De ce să-i tot comparăm cu copiii României, de exemplu? Ca alocația unui prichindel e uluitor de mică în comparație cu cea pentru un deținut. Dar ce să facă ăla mic cu atâția bani? Să-i cheltuiască pe bomboane, pe jucării, pe jocuri video? Să-și ia hăinuțe și să-i rămână mici? Să mănânce până îl doare burtica? Nu! Încetați cu comparațiile astea! Pușcăriașul este un adult, un om care are necesități mai mari. El are absolută nevoie la ieșirea din penitenciar de îmbrăcăminte. Păi dacă merge îmbrăcat la fel în zonele de unde a fost săltat de poliție, nu o să bată la ochi? Oamenii nu o să-și închidă prăvăliile? Femeile violate nu-l vor recunoaște? Cei tâlhăriți nu vor avea coșmaruri? Așa, pușcăriașul se îmbracă în alt fel. Nu va atrage atenția. Asta în cazul în care decide să se plimbe prin zone aglomerate, autobuze, mall-uri sau seara pe lângă blocuri cu biciclete legate pe palier. Sau pe lângă mașini cu CD playere. Sau oriunde tentație e atât de mare. Plus că el are nevoie de hrană, doar nu o să se întoarcă în pușcărie pentru că a furat o pâine, că o biată bătrânică arestată și decedată în pușcărie. Și dacă tușește sau, mai rău, strănută când pândește în ganguri întunecoase, poate fi auzit, deci are nevoie de medicamente. Și e absolut normal să-i plătim transportul 3 luni după ce și ia zborul ciripind de la răcoare. Păi nu i s-au atrofiat mușchii stând sau scriind cărți pentru eliberarea înainte de termen? Ce vreți? Ce vreți? Să cadă pe jos pe trotuar? Nu vă e milă de el, mai ales că își poate murdări de praf costumul nou primit la plecare. Să avem deci grijă de ei, de cei mai buni cetățeni ai statului, fiindcă știți ce? Nu voi cei care plecați de frică din țară, ci ei o să ne plătească nouă pensia la bătrânețe. După ce o să ne-o ia de la poștaș, o să ne-o plătească pe băutură, manele și scule noi pentru următorul jaf. Chiar propun o altă sărbătoare națională, legală. Ziua porților deschise în pușcării. Liberté! Coco știi!